Da, deci Gata, păi bună ziua tuturor și bine ați venit la un nou episod de podcast Stax cu Silviu Toma. Da, Bă! am angajat. <laughs> am scuze. În Man. realitate suntem la primul episod al unei serii lungi de podcasturi legate de siguranță auto. Numele meu este Silviu Thomas, sunt trainer de condus defensiv și sportiv, certificat global de Academia BMW Driving Experience din Germania. În realitate, eu instruiesc șoferii pe circuit pentru o varietate de situații periculoase la viteză mare dar și mică și vreau să dedic siguranța auto de astăzi înainte și două episoade de podcast în care o să avem tot felul de invitați din poliția română, smurd, oameni care construiesc mașini, producători auto, poate chiar și Șoferi care au suferit accidente și au rămas cu ceva dizabilități, ca să conștientizăm cumva pericolul la care ne expunem atunci când suntem în mașină. Și astăzi îmi face plăcere să-l am alături de mine pentru prima dată în podcastul echipei Romania Driving Experience pe Daniel de la Stax. Salut, Daniel! Băi, salut! <laughs> Mi-a plăcut, plăcut acest intro nebun. Da, da. Uh, mă gândeam zic ce caut eu. Știi? Adică de ce m-a invitat pe mine când el zice de polițiști, oameni care construiesc mașini, pompieri, smurt, văd o furculiță în, că în cadrul meu. <laughs> văd ce în sfârșit, simbolizez că nu iese în cameră, dar în sfârșit ce caut eu aici, știi? Păi Și... hai să zic, hai să zic da. așa pe scurt, începem cu rău. Ah, da, asta e un lucru Începem bun Începem cu rău ca să da, identificăm da, problema da, da. Și încercăm să o rezolvăm ușor, da, ușor Nu cred că o poți să o identifici Că nici eu n-am identificat un 39 de ani de existență Dar dacă tu poți să o identifici problema la mine Și o rezolvăm Eu sunt foarte bucuros și sunt deschis Să rezolvăm problema uh, Silviu mi-a zis Bă, uite, hai să-ți dau uh, Cu ce Na. Tema. Păi să fi atent. Dau tema Eu mi-am notat aici, că da, știi că sunt bătrân și, și senil da. Și, și mi-am notat o, mi o listă de întrebări da, Mi-am mi scris. Tu n-ai vrut să ți le dau înainte vrut, să da, facem un vrut. scurt brief da, Și o să fie surprinzător că să te bag un pic și în corzi da, Și să cred, că intuiești, cred da. că intuiești de ce da, bagă -mă, bagă -mă. Dar tu ai o comunitate foarte faină de oameni tineri De șoferi, de pasionați auto Între 18 și probabil 30 de ani, poate să zicum, și un Da. peste Și de în felul următor Vreau să vorbim un pic despre ei pentru că ei, în general, sunt cei care sunt pasionați de mașini, au mașini puternice, conduc cu viteză prin locuri pe unde, în mod normal, nu ar trebui să, să facă treaba asta și sunt cei mai predispuși la a provoca accidente. Și avem atâtea exemple, cel puțin nu știu, în ultimele două săptămâni, cred că au murit mai bine de 30 de persoane și chiar am, am văzut la știri că cei mai mulți erau tineri, cu mașini, cu volan pe dreapta, sudate din două și așa mai departe. Și vreau să văd exact de unde pleacă modul ăsta de a gândi a lor în care, hai să zicem, nu sunt deloc proactivi, nu se gândesc că și lor li se poate întâmpla ceva și vreau să intrăm inclusiv în zona în care de obicei șoferii care au mașini puternice sau care își cumpără o mașină puternică au senzația și că mașina asta vine cu ceva talent la pachet. Știi că am mai vorbit și în podcastul de la, de la Stax despre asta, dar vreau să aprofundăm un pic. Și prima mea întrebare, de fapt da. întrebare, despre ce vreau să povestim, vreau să facem un pic de istorie cu... Băieții de oraș cu mașini puternice și cum a început toată chestia asta. că Eu știu că sunt din Sinaia, da? N-am avut acces la comunitățile astea auto de pasionați. Tu ești din București. Păi. Vreau să știu și eu de unde, am pleca, de unde a plecat treaba asta cu adunările de mașini, cu cei din Piața Constituției, cu liniuțele. Se mai fac liniuțe azi, știi ceva? Da, sigur se mai fac, doar că eu, știi, mă numeam prostul la care s-a agitat niște ani ca să fac ceva. Eu așa m-am văzut și așa, probabil s-au fost majoritatea oamenilor din comunitatea pasionaților care s-au agitat să facă lucruri pentru alții, pentru că trăgând linie, la sfârșit, îți dai seama că nu prea merită, că oamenii respectivi nu prea merită, că ei nu vor să acceseze informația, vor să acceseze doar caterinca și distracția, bubuiala uh -huh. și băutura și așa mai departe. Nu vor să uh, ia și ceva bun din asta. Și atunci eu am fost unul dintre băieții ăia care m-am agitat să facem niște lucruri într-un anume fel, cum le-am văzut eu în corectitudinea minții mele, cum au mai fost și alții, pe numele lui Micuțu, să zicem, uh -huh. că toată, toată lumea, lumea a auzit de, de, de băiatul ăsta, da. care avea un mare avantaj, era foarte gras <găș> și fiind Adă foarte a gras, da, fiind foarte gras, na, cum să spun ieșea ușor în evidență și atunci era foarte ușor să știe toată lumea noi glumeam că dacă vedeam un camion de McDonald's trecând pe stradă, ziceam că automat apare și fiatul ritmul Micuțu, după el <laughs> ca să-l hăituiască, să nu știu ce. Dar ne permiteam glume că stăteam seara și ne permiteam glume. El Dumnezeu a fost cumva ierte. promotorul? El a, el a fost fraierul care s-a agitat să-i strângă poștea la curse. Înțelegi? La cursele ilegale. La cursele ilegale, da, cum erau pe vremea respectivă. Cum Cam au apărut? Prin ce an au apărut? Prin... Pe dacă eu în 2000 aveam 18 ani, deci să zicem că eu am aflat de ele prin, 2002. 2002 de deci sunt deja 20 zice, și ceva da. de ani. Oricum, cred că <coughs> nu mult înainte, pentru că nu aveau oamenii acces la mașini puternice și nu... După <coughs> anii 90 nu și-a cumpărat anii anii imediat. după anii 90 nu mi și-a cumpărat ursuleții, că erau mașinile, ca și cum îți acum, nu un BMW seria 3, ți un seria 3. Erau ursuleți mm -hmm. pe vremea aia, care de la 1.8 încolo știi foarte bine că erau periculoase, că oamenii nu știau ce să alea uh, zi, uh, Propulsie, ca să nu zic tracțiune spate Oamenii nu nu știau Că există anvelope de iarnă Că nu aveam acces la anvelopele da, da, de da, iarnă da, da. Pe vremea respectivă și așa mai departe Și se puteau întâmpla o grămadă de lucruri Cursele au apărut în drumul taberei Vezi doamne, așa e Aha. fenomenul Să zicem, au apărut în drumul taberei Că băieții din drumul taberei acolo Erau mai mulți băieți pasionați de BMW-uri Care le reparau Care ei făceau din asta și o mecanică Mai câștigau și niște bani adică Făceau și un erau... de tuning probabil ce găseai pe vremea respectivă că nu prea aveai tu ce tuning să faci și ce piese să găsești că nu erau, nu erau da, nici da, firmele, da, da, da. dar ei fă făcând asta automat apărea competiția. Hai să ne dăm, să vedem, nu? Cum? Da. Uh, fenomenul a explodat foarte tare când a ajuns în România filmul Fast and Furious. Fratele tău a fost la film și a plecat cu Ford Escort de acolo neoane de taxi. nu aveam nu aveam neoanele n -aveam, că nu știam de ele. De-abia din film, știi? Și îți spun, din parcarea de la mall Băneasa, că doar MOL-ul ăla era pe vremea aia, nu erau mai multe în București, s-a plecat numai cu scârții de roți, după filmul ăla. Adică Am filmul înțeles. ăla... Uite, -a va, filmul ăla va mai da niște cai. Bă, filmul ăla ne-a ne ne dat filmul nostru cum ar veni. Adică filmul ăla ne-a dat ce credeam noi că se întâmplă pe afară și ce fac oamenii la curse afară și pe vremea respectivă în presă, pentru că presa nu știe să-și facă rating Decât dacă exagerează Dacă mm -hmm. face din Rahat Armăsar și așa mai departe Presa spunea că și la noi Cursele sunt pe bani și că se dau Pe sume uriașe, mm -hmm. oamenii Și că și... se întâmplă lucruri și nu spune, spune că nu se dau și pe bani nu, nu, nu. Eu am zis și o susțin Și eu mă uit în cameră când zic Dacă vreodată cursele pe bani ajung în România Oamenii se taie cu săbile la start Îți garantez deci mm -hmm. nu există. Pentru că deci când au apărut, nu știu, mai spre Când fost, deci dacă au fost niște curse pe bani, că eu cu tine mm -hmm. ne-am certat atât de tare Încât am pus banii mm -hmm. jos, au fost cazuri izolate. Deci dar nu asta că plec cu mașina ta dacă te bat, nu există nu. chestia asta. Mm -hmm. Nu, la noi nu, pentru că ți-am zis, adică deci noi făceam curse între noi, eu cu tine, făceam curse, adică hai mă, cu BMW-ul al tău, hai cu Silvia Comparație de mașini, pentru că aici e o întreagă discuție. Una este cursă și alta e comparația de mașini. Multe la noi erau comparații de mașini, că din mers, dându-ne din mers, din a doua, din a treia, comparăm niște mașini, niște schimbate trepte, niște, nu e chiar cursă. Cursele sunt două din trei, cu star de pe loc, că ai de-o că ai ratat, că n-ai plecat, că ai pierdut, că nu ți-a intrat a treia, că ți-a ieșit din... nu contează. Două din trei star de pe localea scursele. Cine a câștigat uh -huh. două din trei? îl a luat banii sau a luat ce vrei tu să ia. Doar că tu gândește-te, noi de la comparația de mașini eu și cu tine, ne dădeam acum în seara asta, eu eram la trei mașini în fața ta și pe Fortuning pe forum eram pe acolo, sau poate tu chiar mă făcei. Haole, oh, chiar că era Fortuning. Înțelegi? Mai fortuning există fortuning for for nu mai e pentru că noi generația da, care da, eram da, acolo da, și da, populăm da, da, am da, da. trecut. Noi am trecut pe acolo și am lăsat niște urme. Urmele respective au mai fost vizitate de alți oameni care au venit după noi, dar s-au pierdut interesul, că na, dacă au, pierdut, au plecat de acolo uh -huh. interlocutorii și ac erau niște oameni în oraș care uh, erau și foarte pasionați uh, și mai erau și oameni care uh, erau foarte pasionați dar nu aveau foarte mulți bani, Asta. adică uh -huh. erau tabere diverse, doar că la un moment dat taberele astea erau împreună, adică și oamenii cu bani veneau împreună cu ăștia cu daci și așa. Cred că era și ideea de întâlnire în care stai, mai râzi, spargi deci, o sămânță, bea băiat, o colo pe bancă, în parc. Păiatul ăsta, micuțu se agita, ca să zic eu, fraierul, în se agita cu telefoane, cu SMS-uri, și pe vremea aia știi cum e, telefonul nu era ieftin și se agita să strângă niște oameni. El, repet, fiind așa și fiind în lumea asta, pe vremea respectivă se organizau și întâlniri de astea oficiale, Fortuning Days, lulululul, la care era ca un bâlciu, de-aia am plecat de acolo și am zis, bă, noi trebuie să facem mai așa, mai pentru patru, chiar bâlci, că eu nu sunt genul bâlci. Eu sunt genul, hai să ne întâlnim, să stăm în liniște de vorbă, că așa îmi place mie, nu că așa e corect sau normal, așa îmi place mie. Și de acolo am plecat eu cu evenimentele, asta e altă discuție, și uh, el îi suna pe ăștia, băi, haide mă că uite, Daniel are o Silvia cu 250 de cai, nu vrei să vii cu BMW-ul să vedem dacă nu știu ce, hai că lafu, hai că nu știu ce. Și erau după numerele de matriculare, mm -hmm. știi? Mm -hmm. cu, nu știai, hai că vine Haiu, care era Sorinene, hai că vine cu Deci lui era la liniuțe. Bineînțeles cum sunt. să-l pe Sorinel. bineînțeles cum sunt. dar, dar n-are nu, are nicio legătură, da, așa gurmesc, erau vremurile atunci. Da. Uh, noi, uh, pot să spun că am scăpat să zicem, ori că am avut noroc, ori că am fost noi Poate mai dibaci, poate am mai avut un instinct mai conservator decât alții. Ce să zic? Să mai fac liniuțe azi, ai idee? Da, să mai fac. Nu, eu nu vorbesc de ceva organizat. Nu. De se mai fac, fac ilegale, dar, dar nu dar la nivel de pentru pe Nu mai e, fraierul care, e fraierul care se agite. Nu mai e fraierul care se agite să-i strângă pe toți la un loc și atunci oamenii care au mașini și așa, oricum, ei se știu din oraș și. Hai, domnule, ieșim de seară pe autostradă, da. Se întâlnesc 6-7 mașini. Adică, tu gândește că eu la ultima cursă la care am participat am fost cu un RS4B5 de 450 de cai și nu puteam să ne ținem după ei. Adică, avem și un gol 2 care ne-a ăla. Da, că, da, 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 da. Hai să mergem da. acasă. <laughs> nu mai, înțeleg, adică au crescut foarte tare. Mă bucur că nu se mai întâmplă cum se întâmpla înainte pe la Mob Expert sau pe în mm -hmm. tot felul de ulițe, să zicem. Se întâmplă pe autostradă. În general, unde e un pic mai safe Da, știu că mi-am adus Mi-aduc -am, mi -am, mi aminte că am fost și la câteva pe lângă ploiești Era așa acolo o gașcă de băieți da, M-am dus pur și simplu să mă uit da, Și mi-aduc aminte -am. că plutea Nu știu, plutea în aer o atmosferă așa de pericol Tot timpul da. pândea ceva Era, nu știu, era ceva ce nu-mi plăcea acolo Era foarte riscant Era foarte riscant, plus că Micuțu cum m-a murit? Uh, un accident, nu? Da, uh -huh. eu am o teorie, n-aș vrea să o spun Se supără lumea pe mine N-aș bus. N-a avut experiență. El nu s-a dat la curse. El n-a fost cursant. El a fost un om care reușea să-i adune pe aia la un loc. Înțelegi? Uh -huh. Că asta e o discuție aici. Uh, mulți s-au bazat pe comunitatea mea când au făcut lucruri. Dar oamenii ăștia care sunt pasionați de mașini nu, sunt, nu înseamnă că sunt și pasionați de condus. Adică nu toți oamenii care au mașini modificate, care arată racing, să zicem. Sunt și pasionați să meargă tare cu ele pe stradă. Tu, când vezi mașina respectivă, zici, wow arată de 800 de cai sau wow, ce știe ăsta să meargă cu ea dacă îl invit la un eveniment de trac, sigur vine că are, îi dă oportunitatea să meargă pe circuit gratis. Și ăla nu vine și nu înțelegi de ce nu vine. Nu vine pentru că el nu e pasionat de condus. El este pasionat de look. El este pasionat doar de cum arată mașina lui. Îi place să aibă o mașină ca aia, dar uh -huh. nu trebuie să fie de curse Deci, tu zici că sunt două categorii. Da. Sunt băieții pasionați care au mașinuța pe care o spală cu periuța de din seara da. când ajung acasă, da. dar care nu merg neapărat tare cu mașina. Nu. Și sunt, mai există o altă categorie de băieți care au mașini, poate care nu arată chiar atât de bine, da. În general, cam așa și e, cărora e, da. le place să meargă tare la curse, la liniuțe om, și așa mai departe. Om, e și o vorbă că mașina de curse poate să fie oricând mașina de show, dar mașina de show nu poate să fie oricând de curse. curse. N-are cum să fie uh -huh. de curse. Înțelegi? Că da, ating da, galiple, da, da, lef, da, 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 și are gume mai mari și. La 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 lululu, lu, lu. da, ceva poate uhum. să meargă și poate să arate și bine ca mașină de show în schimb mașina de show nu. Dar de asta spun, nu toți oamenii care își modifică mașinile sunt cei mai agresivi șoferi în trafic. Nu, nu. nici de cum Uite, interesant că C nu știai, perspectiva da. asta n-am avut o niciodată. Da, da, și ajung da, da. la uh, uh, subiectul numărul 2. Mi-a scris aici Laura, da. să vorbim despre Piața Constituției în care s-au strâns generații și generații de băieți cu mașini faine și eu de câte ori trec seara no. prin zona respectivă Și asta pentru mine e un paradox cumva Pentru că tot vorbim de ceva ani în încoace Despre poliție care de multe ori nu-și face treaba Și poliția care nu-i vede pe ăștia care merg la curse Și care fac tot felul de, de, de curse ilegale noaptea Și îi lasă pe copii să se pună în pericol Și vreau să-mi spui și tu Sau care i părerea ta Dacă tu ai acces da. mai, mai mult ca mine acum Eu sunt mai nou în branșă Cine s ăștia din Piața Constituției? Nu știu C că n-am fost niciodată. Nu cred. Deci eu nu cred că n-ai fost în Piața -am. Constituției. Am fost, dar nu. Nu. Adică n-am fost la întâlnirile din Piața Constituției, Pe vremea mea era pescăruș. Pescăruș, pentru când era piatră cubică, era uh -huh. pescăruș. Ne strângeam la pescăruș, ne strângeam la Dorobanți. Ne strângeam în Herăstrău, ne strângeam am filme la mine pe canalul de YouTube, în Herăstrău de la roa. Dacă era revoluție, cercuri, două ore, cercuri, haos. Nu. Uh. Uh e cu în toți, mă, cu poliția. Eu, eu trec pe acolo seara, da, când mă duc spre casă, da, da? Și e haos, da. Și văd adică haos, mașini, mașini de poliție da, în piața acolo, acolo da. de care stau da, acolo da. și băieții să trag unul după altul. E greșit un pic, da. E greșit și afectează foarte tare imaginea poliției române, care, care eu uh, sunt de părere că nu se vrea, gogule. You know? Nu se vrea. Polițistul rutier... Dacă îi dai drumul, îți spun eu că ți vine cu 25 de permise, îi pune pe burtă, le ia tot. Dar nu vrea șeful lui. Înțelegi? Șeful lui vine și zice, băi, băi, bă, ce faci tu aici? Păi, am prins, i-am topit. Bă, stai și când se urcă lumea în cap. Înțelegi? Asta este politica în România. Asta este politica în România. Îți garantez, fac pariu cu tine, pe ce vrei tu, mă îmbrac în polițist și în trei zile, în trei zile, îți fac curat în oraș. Pe vremuri era un băiat, Dumnezeu să-l ierte, care pe vremea respectivă îl condamnam. Se chema domnul Lăutaru. Domnul Lăutaru era șef de ceva, de tură, ceva, nu știu, că n-am avut asta cu grade, cu... mergea cu pasat, pe vremea aia, știi de ce era miez. pasat, e miez, venea, ne punea pe trotuar, mă pus pe bordură, țipa la noi, ne făcea ca toate alea, cu ochi și oțet, mă certam cu el de fiecare dată, mi-a luat numerele victoriei, mi-a luat talonul, mi-a luat, înțelegi? Omul uh, punea suflet în ceea ce făcea. Și avea grijă de noi, în felul lui. Uh -huh. Dar noi îl condamnam. Iar a venit istericul ăsta, iar se ia de noi. Nu prea avea ce să ne facă, că nu-l ajută legea. Legea, la un moment dat s-a dat o lege de asta cu constituire de grup, cu căcat, n-ai voie pe stradă, nu știu ce, mai mulți, nu știu ce, nu știu cum, dar ce îmi faci? Că eu sunt în parcare cu mașina, stăm toți pe trotuar, suntem 50 de oameni, ce tu cu noi? referitor la poliția care stă uh -huh. în Constituție și nu face nimic. Ok, n-ai ce să le faci, dar în momentul în care tu că vezi, că, că aia, se întâmplă și la o dă pe roată cu motorul mașină și... sau ăla și dă poroată. În general, la care dă poroată cu motorii tot polițist la rutieră. Ce facem? Ce facem, Silviule? Ce facem? Da, eu sincer m-am, sincer m-am gândit că s-ar putea ca de aici să plece problema. Poate că nu polițiștii sunt tineri. Nu se vrea. Da, ca ori nu, nu suntem oameni, suntem nu oameni. Poate de că polițiști. sunt în gașcă cu ei și sunt prieteni și ziua când sunt în civil ne vedem la suc la bere. Da, să și de atunci de cu tine. cumva stau nu. acolo cu da, mașina nu. Nu. să dea un pic de că să dea un pic șeful, dar nu merge boss că, că uite, eu fac filmare, eu fac filmare și o pun pe Instagram și vede șeful. Că a fost mașina de poliție acolo, și aia fac curse, și ce facem? Că dau tag la poliția rutieră, dau pe mail la poliția rutieră. Înțelegi? Ai făcut deci? asta? Am făcut asta, da. Și, și uh, probele video nu pot fi luate în considerare, că nu sunt uh, filmate cu aparat uh, atestat metrologic de către poliția rutieră. Da, um, o să am un invitat la un moment dat din poliția am și rutieră. Dacă și, chiar, da, și chiar o să. O, legat, de poliția astea? Rutieră, legat de poliția rutieră, zice fratele tău, când a organizat fratele tău un eveniment la piața de vest. Fratele tău, vis-a-vis -vis de evenimentul care era în pustiu, pustiul era un bloc. Și amenda era și 60 de milioane pentru și liniștii publice, pentru că tu ce crezi dacă vrei să organizezi un eveniment la, o, la ora actuală în România? Tu nu ai o oră în care poți să faci gălăgie. Nu ai o oră. Nu există. De la ora 2 la ora uh -huh, 3 poți uh -huh. să faci. Nu există nicio oră. Deci oricând tu faci gălăgie, poliția te poate amenda pentru că disturbi liniștea publică. Și atunci am făcut o hârtie și am zis, vine haiu face drift aici într-un pătrat, că doar așa vine presa, că presa dacă îi spun că fac un eveniment în care conștientizez faptul că există pericol pe stradă și uite îmi vin 200 de mașini de pasionați care ascultă ce le zic eu, nu interesează pe... Și nu se răstoarne nimeni? Și nu niciun scârțit de roți? Păi da, îl pun pe ăsta să... Păi bine, venim atunci. Da? Și pentru asta am făcut o hârtie care zis, eu nu permit să iau 60 de milioane pe vechi amendă, că nu... Știi? Nu fac ația bani. Spuneți-mi când pot să fac. Și m-a chemat poliția rutieră. mi zis, ce faci tu aici? Fac eveniment. Faci eveniment? Da. Și noi te-am autorizat? Nu. <gri> Cinci erau. Cinci. Și ho, -ho, 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 -ho ce? <gri> e un nomenclator, bosule, nu poți să faci așa cum vrei. Trebuie să ai baliză de lemn, după aia de fier, după aia de plastic, după aia bandă, după aia... Da? Și zic la VTM, eu n-am văzut niciodată așa ceva. Cum facem? <gri> a, știi când a fost driftul la Casa Poporului? Da, știu. Eu l-am oprit. Zic, ești forță. Ești forță. Nu mai bine făceai tu ceva ca să fie constructiv și să fii și driftul și așa? A, deci tu ești cu de la Paladi care vă strângeți acolo la curse, tu acolo, nu? Zic, șeful știi ceva? Fii atent. Aseară, aseară, eram aici pe o stradă, în fața mea pasă de poliție. Ce crezi? Pasă de poliție. Nu știu cu gradele cu astea. Îți jur pe viața mea că așa le-am zis. Eu nu știu cu gradele cu astea că n-am făcut armata. Dar ce crezi? Știu că ăștia care merg cu pasat sunt așa mai, știi? Mai șmecher, nu sunt chiar fraier, fraier. Mai șmecheri. Știi ce a făcut omul din pasat? Păi aruncați țigarea pe jos. De ce arunci pe jos țigări? Păi stai, domnule, că n-am fost. Și eu sunt la de acolo și fac curse? Sau cum? Uh, da, ai dreptate, îmi cer scuze. Da? Bine. De ce nu facem și noi, zic, uh... de ce nu facem că sunteți aici la poliție? Când vine vara, să fim obligați să avem avelo pe de vară, să mai avem de iarnă. De ce nu? A, ah, păi n-ai zis tu că reprezinți o comunitate, strângeți semnături și du-te în Parlament. Eu. Nu-mi în Parlament. Uite-te așa la mine. Cred că ți-ar fi, da, ți fi ție mai ușor, nu? A, nu, că, că... Eu nu... Da? Bine. Bine, hai să o luăm prin absurd. Mă autorizeze, am de lemn, de fier, de, Am toate, da? Și moare un om. Sare la cu mașina și cade de unul în cap și moare, nu? Cine răspunde? Tu. Eu. Deci mă duc la pușcări. Da. Nu da. mulțumesc. Și dacă nu mă autorizezi, ce facem? Cine răspunde? Tot eu, nu? Da. Bine. Salut. Am plecat. Salut. Vezi că dacă provoci aglomerație acolo pe bulevar, poți te să te amendezi. Mă... Sănătate. Să și am plecat și mi-am făcut evenimentul, și tot ce au putut ei să facă a fost să trimită un radar în fața acolo. Pe care l-am apreciat. Pentru că oamenii, văzând radarul uh -huh. și știind pe eveniment că e un radar, au mers încet. Am mers încet. Deci n-a fost o problemă. Dar repet, nu se vrea, Silviule. Nu se da. vrea. Nu se vrea. O să, o să facem pas da? cu pas lucruri. Să dea Dumnezeu. Și nu poate unul ca mine, unul ca tine și toți oamenii din branșa asta care fac cât de cât lucruri, care țin cumva de siguranță. O, poate că în an de zile, știi că ți-am trimis proverbul la grecesc, l-ai postat în rilo ăla. Cu societatea, lumea da. se va dezvolta frumos, se va dezvolta armonios, atunci când oamenii vor planta copaci la umbra da. cărora da. știu sigur se că, e, că nu da. se vor adăposti da. niciodată. Așa e, da. Poate Așa nu e. să beneficiem da. noi de lucrurile astea acum, da. dar poate da, nu, copiii am noștri, am că și o nu fac pentru mine, am trăit până la, uite, aproape 40 de ani cu bune, curele, cu fugi de acasă, cu mașini, cu fără permis. Deci, dacă vrei, exact. E, e bun podcast, pentru că tot ce e mai rău pe lumea asta, eu am făcut la volan. Tot ce păi e este mai că rău. Vine, vine, vine o, o să vină da. și o întrebare, dar fiate, vreau să-mi zici cine e comunitatea Stax, dincolo de organizarea de evenimente, dacă da. știi cum se comportă în trafic, membrii le stax, înțeleg că tu te le nu, că aici voiam să ajung. Înțeleg că le dai un sticker cu stax, da? da. Fie că și eu am încercat să fac treaba asta cu sticker cu RDE, pentru că pur și simplu au fost 4-5 oameni până acum care mi-au mi cerut. -au cerut sticker, și am stat și m-am gândit așa, pot să nu controlez eu cumva cum se comportă șoferul în trafic? Ok, a trecut pe la curs. A, eu să încerc crede. să fac lucruri cu ei acolo, dar până la urmă n-am control 100%. Tu cum controlezi? Nu controlez. Asta? ai cum să controlezi. Am încercat să controlez cu clubul. Adică, ca să o scurt așa, prima dată a fost Street Maniacs, care a fost o pagină de Facebook, care eu am făcut-o în momentul în care mi-am făcut Facebook, că oamenii, prietenii mei de pe Facebook, mă certau că postez prea multe poze cu mașini pe Facebook. Și atunci okay. mi-am făcut o pagină și am zis, postez aici. Eu de mult aveam cu cluburi cu astea, America, Shadows, <coughs> aveam eu parasolare, sufeream, de mi prostie în sfârșit. Și mi-am făcut pagina asta. După ce mi-am făcut pagina asta, am organizat un eveniment la Băneasa, unde au venit 450 de mașini fără să vorbesc cu nimeni, să fac, bă, a abubuit lumea că oamenii credeau că Street Maniacs E din America. Înțelegi? După aia am făcut evenimente la Dârste, s-a făcut o gașcă, s-a numit Street Maniacs Team, oamenii uh -huh. care organizau evenimentele, nu puteai să intri în ea. Adică, bă, vreau și eu, nu se poate. De ce? Nu se poate. Bă, dar vreau club, nu avem club. De ce? Nu știu ce înseamnă un club și ce face el și cu ce ajută el oamenii. Uh, 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 uh. Bun. Ha, timp... deci era o chestie mai private. Da, era doar oamenii care organizam evenimentele, era și Marius în brigadă. Marius uh, pe vremea, da, aia? Da, da. exista? Da, da Eu cred da, da. că mai mai cine da, să facem, am știi care ponia aia filmată cu Teo, a zis că o să o scoată de la naftalină, și vreau să facem niște episoade, vreau să facem, am mai zis asta, Vreau să facem niște episoade astea pe care le facem acum, pentru că vreau să arăt lumii că nu trebuie să ai bani ca să ai o mașină într-un anume fel, trebuie să ai doar bun gust și să faci anumite sacrificii, să fii pasionat și noi nu suntem copii de bani gata, că avem mașinile astea, că pe vremea aia făceam parte dintr-o gașcă de băieți pasionați care aveau cam cele mai tari mașini, gen modificate, chiar dacă nu erau foarte scumpe sau foarte noi, dar erau wow. Și atunci ai zis, hai să facem asta. Și ai zis, nu mai, și mai, eu vreau 100 de euro. Și eu zis, eu l păi, ăsta, vreau 100 de euro, înțelegi? Că ca acum, doar că cu cere 1000. Da. Înțelegi Și la zis, eu vreau 100 de ore de episod, că așa am nevoie ca să nu știu ce. Și că uite-l pe a ăsta, vrea bandă la noi. nu noi bani 100 de euro Uite, drept cu episodul tău, știi? Și el care, din El care, să dar el care săracu, avea nevoie de bani ca să facă o anumită calitate, să închirieze anumite materii astea, scule și așa mai. noi nu vedeam lucrurile așa, știi cum e. În sfârșit. Și după aia a apărut Brutal Stax, care Brutal Stax, ne-am gândit noi cum să facem, ce nume să dăm. Deci Street Maniacs a fost prima. Da. Street Maniacs a fost prima, care e pagina, care și acum organizează și acum evenimentele. Care... Care Ai, acu... Mai e treabă cu ei tu? Da, pe eu a, sunt. Ah, ok, bun. Eu sunt și organizăm acolo evenimentele ce țin de off-road, tuning și așa mai departe. După aia a apărut Brutal Stax, că a venit Buga și a zis băi, eu fac parte într-un club de și hai să nu știu ce de mult, da zic, te ocup cu mine de club, că nu mai pot să fac și chestia asta. Singur da, am făcut un club, am invitat toți prietenii mei și am facem cel mai tare club de pasionați și am făcut cel mai tare club de pasionați. Brutal Stax, vine Stax, e abreviere de la Street Maniacs, da? Pentru că eu am un Stax, vine, e o o ca de la Street Maniacs. Street Maniacs, da? Eu că am aflat multe azi. da. Așa și pentru că eu când l-am făcut, nu m-am gândit la ce înseamnă producție de breloc, de uh -huh, stică, da, și era prea lung, okay. Complicat. Și atunci am zis, hai să sucim un pic, să, să schimbăm numele, să schimbăm un fața. Nimic. Are 10 ani anul ăsta, Stilmaniacs. Uh, și am făcut asta cu Stax. Și după aia clubul, am zis, bă, ce nume să-i punem, cum să facem? Bă, noi tot folosim brutal, brutal, au ce brutală e aia, au ce brutal 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 e ce brutală e facem brutal A. stax, știi? Și după aia am zis, facem și emisiune cu Marius, se va numi stax emisiunea, brutal stax e clubul și Street Maniacs, nu și-a mai schimbat numele în stax, că se asocia cu emisiunea, care stax sunt eu cu Marius și uh -huh. legat de comunitatea stax, Comunitatea Stax e o comunitate așa care nu știe pe ce lume e. Pentru că, repet, ei vin și din Street Maniacs, vin și din evenimente cu off-road, vin și din mai multe chestii, uh -huh, ei uh -huh. nu prea știu cu ce se mănâncă lucrurile astea, adică îi bagi în ceață. Când eu le explic acum, probabil ca și tine, mulți o să zică, a, nici nu știam. Știi? Dar ei aderă cumva la Stax, trebuie să la le permis, nu poate nu? să facă nimic, nu. Stax este o emisiune, e efectiv emisiune, uh -huh. nu e vlog, deci nu e, încetați cu vlogul, că nu e vlog, este o emisiune auto. Pe care eu cu Marius am făcut-o, că am zis că bă, sunt multe mașini modificate în România, mișto care merită, sunt ca alea de afară, adică sunt mm -hmm, oameni mm -hmm. care au băgat bani mulți și așa mai departe, și povestea e mișto din spatele omului, cum a ajuns el să facă mașina aia, cum. Da, fie, da, da, fiecare da, 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 om are o da. Știu și și să mișto poveștile și să le spunem, și din asta, dacă putem să facem niște materiale extra să le arătăm, uite cum facă ea la Vortărze, uite cum se facă ea la Gatebil, uite cum facă ea la Nurbungring, uite cum facă ea. Că nu trebuie să inventăm apa caldă, ea există pe planetă, culmea, la orice oră. Zice și din noapte pentru unii, nu pentru noi. Uh, trebuie să luăm de la ce fac oamenii, să facem și noi aici. Ațelege, adică nu trebuie să da. descoperim noi Exact. Tine. Măcar să ne inspirăm Hai, un pic să vedem, și mă, să facem lucrurile aia, mă, acolo, cu o direcție. te tu la BMW, la... Nu? Bă, uite, ăia și... Aia, vin, mă, cu ce că vă arăt eu. Păi de unde, mă, Silvile, te-ai născut tu deștept? Nu, mă, frate, m-am învățat aia. m învățat aia, exact. N-am inventat da. eu. Așa exact, zic că ea, dacă la aia funcționează, cum adică? La aia funcționează și la noi, nu? Știi? Deci comunitatea Stax sunt pur și simplu fanii emisiunii care acum, după patru ani de emisiune, cred că patru ani de emisiune, au primit un grup de Facebook care se numește Only Stax. Only și am că Ei, mi dat îi... Mamă, și sunt în... și eu acolo. Mamă, da. dar eu îmi dau seama că nu suntem atât de bun prieteninca, că eu nu sunt în Brutal Stax. Cum e fac să intru și în e Brutal? E stax? Greu. E greu. Ca să intri în Brutal Stax, poți să dai un mesaj pe pagină, pe pagina de Facebook, să scrii salut, sunt Silviu Toma, vreau să intru în Brutal Stax. Cum fac? Și vei primi un răspuns acolo ce trebuie să faci. Ai o perioadă de probă care e de șase luni. Și după perioada de probă vedem dacă te acceptăm sau nu. Nu ține doar de mașini, ține și de persoane. Deci nu este un club care se axează pe cât de modificată e mașina ta și cât de hardcore ești pe păi tu. Pe cu Peugeot 308. Da. <laughs> și am oameni care nu au mașină. Marius, în Brutal Stax, de exemplu. acum are jeep dar nu avea pe vremea respectivă. Pony e în Brutal Stax, nu are mașină. Nu are mașină, nu că așa. Aha, okay. Deci nu este... Este o comunitate de oameni ok. Eu am făcut-o ca să ne ajutăm între noi. Că am zis că E mai simplu să obții o ofertă pentru 100 de oameni decât pentru unul. Da, clar, clar, clar. E mai clar, simplu clar. ca ăla să pună termopane și eu să iau de la el. E, e, e ca un gentleman's club. Știi? Da, 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 super. Care ca și, cum să spun eu, pasiune, ca și subiect de discuție comun sunt mașinile. Că poți să fii chiar, adică înțeleg că n da tot trebuie să-ți placă și ți altfel, n-ai să, să cauți acolo asta, știi? Corect, așa e. Da, da. și atunci facem, avem întâlniri fiecare vineri cât se poate, acum cu pandemia a fost mai greu, facem niște întâlniri anuale în țară, Aha, okay. deci a, a fost de asta loc. din Delta de exemplu? A fost cu Brutal nu, Stax? Nu, asta din Delta a fost așa a, prietenie, okay. nu cu Brutal Stax Zimia uh, care a fost cea mai și cea mai și cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut totul la, la volan cea mai mare tâmpenie? Păi n-am făcut niciuna <laughs> Toată a fost țiplă, adică nu uh, Nu știu, una care, băi, te-a marcat Nu știu, bă, frate Dacă m-a marcat uh, M-a marcat că am lăsat pe altcineva În locul meu la volan și <laughs> Știi ce zic? Adică trebuia să fiu eu Și atunci probabil că nu se mai întâmplau lucruri uh, Nu știu, așa de tâmpeniile mele Nu le-am considerat niciodată tâmpenii Nu am considerat niciodată că am mers la maxim Nu am considerat niciodată că am pus viața cuiva în pericol le-am spus întotdeauna tuturor participanților mei, uh, participa, doamne, ocupanților din mașină că nu sunt suficient de altruist ca să mă gândesc mai întâi la ei și după aia la mine. Dacă e să murim, mai întâi mă gândesc la mine. Deci Aha. nu m-aș sinucide de eu în primul rând, așa că să stea liniștiți că dacă, na, păi îi sperie viteza pe mine, nu mă sperie că eu să obișnuit cu ea. Și că nu, nu știu să spun. Am fugit de acasă la 13 ani jumate cu mașină și... Deci alergat. 13 ani jumate da. te-ai urcat la volan și ai plecat cu mașina. Da. Am plecat de tot. Adică eu n-am plecat. Mă adică de tot. Adică eu, în mintea mea, plecasem de tot. Nu mă mai am niciodată acasă. Cu mașină, cu bani, cu lucruri. Dar Aha. nu o să zic asta niciodată pe internet. Adică, să... că adică nu -o, o să, zic povestea, povestea cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat, da. Dar e... te-ai întors. Da, după cum vezi. <laughs> păi nu, 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 nu. poate ai plecat de acasă și te-ai mutat, nu știu, un gazdă undeva. Nu, nu, patru, patru zile. Bani. Patru zile. Patru zile. Da. 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 Și ți-ai luat te-ai întors. Nu. Nu? Nu. M-am întors că m-a trădat M-a lăsat la gară cu bagaje, biciclete. M-a trădat. Hai să că dacă o sunt pe bunica mea, află ea unde suntem, că s-a ascultat telefoanele. <laughs> am înțeles. Da, o poveste lungă și mișto, da? n -are rost. Da, deci de, așa o nebunie marcantă la volan, n-am avut accidente, n-am avut grave, ca să zic, domne, așa. Aș intra în pământ de rușine dacă cineva ar păți ceva în urma faptului că eu am fost la volan sau la ghidon. Aș intra în pământ, mi-aș săpa groapa acolo și m-aș băga acolo. Uh, am ajuns la concluzia că motocicleta nu e pentru mine, că sunt prea agitat și nu e pentru mine, că am luat trânte și doare și nu mai vreau. Uh -huh. Și în rest, uh, încă și acum asta agitat, am văzut cu aia de cross, unde am zis, ah, <laughs> mergem în pădure, nu poți și a da cu mine și aia, da, 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 nu vrei să știi. Dar așa lucruri uh, teribiliste, da, am făcut multe, multe, adică cu Dacia 1300 până la mare, la 18 ani, Bosului nu mă depășea nimeni nici de bun și erau anii 2000. Era target. Și aveam patru avet. trepte. Patru trepte la 150 la oră motorul nu se mai auzea, fluiera. Era Înțelegi? Da, era haos. Era uh -huh. haos. Da, am avut noroc sau poate n-am mers la limită, nu știu. Aparm. Da, recunoști că ești un om. Nu conștientizam A, Atunci clar, da. era toți am trecut printr-o zonă din asta, din fericire suntem încă aici, noi, alții nu noi, mai fost fost alți norocoși. Fă, da. Da. Și eu zic așa că oamenii inteligenți învață din greșelile altora. Așa e este. greu că mulți zic Așa nu, că vreau să da. fac eu, să, să experimentez eu, eu da. să văd Așa eu exact, este. doar că s-ar putea să faci treaba asta și să nu trăiești. Și atunci de asta cumva vreau să identificăm niște probleme, să văd exact cum gândesc tinerii din comunități și să-mi dau seama exact ce pot să îmbunătățesc eu acolo. Am avut un prieten, iar te când întrerup, Dumnezeu să-l ierte. Păi, dar care... nu e normal să mă întrerup. E mea, da, <laughs> Nu e misiunea mea ca să nu mai ziceți că, domnule, deci eu sunt invitatul și îl întreb. Da, uh, am avut un prieten care era cel mai cumpătat om din lume, boss. Era cel mai cumpătat om din lume, deci nu făcea nimic. Dar eu mă arunc în cap de la etajul 10, el nu făcea nimic, el verifica clanța, nu știu. Tot. am murit cu motocicleta, ești Și am învățat din greșeala lui și nu mi-am mai luat super sport, mi-am luat super mot. Da da, adică, da, 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 Știi? Și da, adică am avut, da, nu știu, ți-am zis, nu știu cât ține de intelect, de cât te duce capul, de cât te protejezi, de cât de mult noroc ai, de cât de mult feeling, cât de tare simți. Nu știu, am avut oameni care au plecat de lângă mine și nu s-au mai întors. bun, mă să mă plim, frate, cu mașina asta. Stai mai aici, am întors. Hai, mă, că a venit ăsta, mă, să mă plim. Și a stat la urgență 5 ani cu tije în picioare, cu picior mai scurt, cu... Uh -huh. Și adică... Păi uite, dar ăsta e un, 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 punct important în care am ajuns pentru că urma să te întreb Tinerii, în general, sunt extrem de influențați de tine. Vezi că acum facem întrebarea aia roșie, ca da. la Denis de Rifai. Da, da. Ești pregătit? Da, 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 okay, <laughs> m-am așezat mai bine <laughs> o apă, rapă. În 3, 2, da, 1 da. Uh, Deci tu ești clar un formator de opinie Tinerii care te urmăresc cumva încearcă să te copieze mm, uh, să, Da, aș vrea să nu mă copieze. Cum, face, să... cum facem treaba asta? Ca și cu popa, tu... frate Ca și la biserică, trebuie să luăm șmecheria de la ăștia Că ei, vorba aia, țin o lume întreagă în frâu Și trebuie să o dăm la fel Că n-am cum Adică eu, dacă mă copiază, nu e bine Că poate nu toți au skill sau norocul. Știi? Eu, eu, spun... Cât te bazez pe skill și cât pe noroc? Cât mă bazez pe skill și cât pe noroc? Cât consider tu? Uh, bă, nu prea mă bazez pe noroc. Nu mă bazez pe noroc și acum nu mai fac. Adică nu mai. Acum am îmbătrânit rău de tot. ți filmulețe pe YouTube de acum niște ani în care eu spun dacă eram acum 10 ani aici, făceam depășire de 3 ori. N-am mai făcut-o. M-am dat seama că de nasol era înainte. Nu vrei să <laughs> Boss, îți jur că nu vrei să știi. Deci, îți jur, la, la 19 ani dacă te puneam în dreapta cu mine de aici până în. Până nu, militar. Nu, mă rog, că nici acum nu suport să merg uh, oameni care vor să-mi bate. Nu, mă, da, adică. Stop, adică te jos, te aruncai da. din mașină, adică nu aveai cum era, era haos. Nu. Da. Nu. voi eu uh, sunt bucuros că. Nu știu dacă o faci pentru mine și că. Nu, zi, ne iubim nu noi mult pentru tine, nu? Și spui centura. <laughs> ah, centura. Dimineața? O fac pentru tine, da. O faci centura pentru o fac mine? Nu, cred că nu o faci și pentru tine. Uh, și bă, cred că nu. cât de cât acolo, un pic, un pic, un pic, un pic, îți dai și tu seama că, bă, o fac pentru, rău, nu-mi face. O fac pentru Traian Aha, și pentru Tudor. Okay. Că am așa o, dată uh, Dar pentru mine nu fac și, ți-am zis, eu bă, drumul meu pe care îl fac de atâta timp îl știu, da, se poate întâmpla, dar eu nu conștientizez. Eu zic că ce mă, merg eu cu 40-50 la oră, chiar nu merg mai tare în oraș, adică nu mi se mai întâmplă. Uh, și nu depășesc 90, în cazurile extreme, știi? Să Oricum, nu... asta nu înseamnă că oamenii, dacă merg cu 40-50, nu trebuie să-și pună centura. Vreau să, da. să menționăm da. nu. neapărat. Da. Treaba asta. Oamenii trebuie să înțeleagă că testele pe care voi le vedeți din reviste, după vremurile când erau revistele cu testele și îți arătau ce se întâmplă cu mașina și cât de sigură ești, că testele a luat, se fac la 50 de km/h, în momentul impactului. Adică, ai văzut discuțiile ai știi? Exact. Domnule, s-a blocat acolo la 180! Bosurile dacă avea 180 în momentul impactului cu ceva nedeformabil, nu mai găseai, găseai ceva, o bilă de exact, fier, exact, adică exact, nu. Exact, exact. Dar da, oamenii na, își dau cu părerea și nu știu. Legat de centură, da, e bine să o purtăm. Adică sunt oameni care spun că, domne, dacă e, am avut noroc că n-am avut centura, că m-a aruncat din mașină și am căzut pe iarbă și am scăpat și am nu știu ce. Am vorbit despre asta, sunt niște excepții. Extreme, deci da. nu, centura e bună în toate pozițiile, în toate formele... Posibile și imposibil. Îți dau una caldă, una rece, nu? Dăm cum vrei Îți tu. Îți mai dau una, acum așa, da. vreo, o, de asta nostalgică, da. vreo romantiz frumos, dăm. ca să te scot un pic din da. zona asta de te-am te da. agățat un pic. Zimie no, Zi asta e ca aia, ca la școală, știi? Da. Dacă ai vreo, nu știu, vreun model, vreo personalitate din Formula 1, din rally, din ceva care, nu știu, te-a inspirat așa de-a lungul, sau o persoană pe care o admiri, în afară de mine. În afară de tine, deci în afară de tine, că asta, asta vreau să zic, domnule, Silviu Toma, așa. A... Asta a fost visul tot de mic, oricum, când de te mic. faci mare să Dar te joci de-a Silviu Toma. Să mă joc de Silviu Toma, să fiu instructor de asta de driving. Dar n-am avut așa, am avut persoane de-a lungul timpului care mi-au plăcut până nu mi-au mai plăcut. Adică, știi, am avut așa, Sena, de exemplu, în copilărie, uh -huh. pentru mine era erou și idol și nu m-a uitat la Formula 1. După ce omul n am mai fost, nu m -am uitat. Um, dar așa am văzut filme, de exemplu Rush care m-a impresionat foarte tare și am văzut ce înseamnă între talent și muncă Și că se poate și așa și așa, depinde acum de care parte a lucrurilor ești Știi? Dar n-am avut așa să zic, uite bă Top Gear, da uite când o să fiu bătrân la fel ca ăștia vreau să fiu slab cu burt așa și înalt Și să fac glume și să mă dau cu mașini dar asta, asta, avut, se poate da. întâl asta se poate întâmpla dar am întâmpla. avut pe parcursul timpului ți-am zis, am ascultat oameni, le-am ascultat experiențele, le am luat de la ei poate ce era mai bun, cât s-a putut cât, na dar n-am -am avut așa, uite domnule eu ca Claudiu David că știi că l-am avut în discuție vreau să ajung sau vreau să ajung pilot sau. am avut momente în copilărie în care credeam că se poate și că o să ajung să fac bani să-mi iau un Lamborghini Chiar credem, credeam. Mm -hmm. Dar după aia am renunțat. am adică văzut că copii. nu se mai poate. După da. ai făcut doi copii și, și acum re... e clar că da, nu se mai merge niciodată la Lamborghini. E clar că nu s -s mai merge la Lamborghini, dar un Porsche tot îmi iau. <laughs> <laughs> A, Așa. Nici nu mai vreau să-mi iau Lamborghini <laughs> acum dacă mă întreb. Da. <laughs> da, da, nici nu-mi trebuia Lamborghini. eu nu Oricum nu știam, eu, oricum eu spune credeam. că prea credeam că e mișto, dar nu e mișto. Da. Dar un Porsche mi-aș lua. Te urci greu în ea, se deschid ușile alea da. Un Porsche mi-aș lua, că-ți faci treaba cu el și vară și iarnă. uite, interesant că zile trecute știi că am fost la Alba Iulia, la da, E tot o comunitate, Este, nu? Una dintre comunitățile da. tale, sunt tot așa membri STAX? Cumva. E, nu, e un băiat acolo care mă întreabă lucruri și eu am zis că, și am tot zis, că dacă vin oameni tineri care vor să facă, eu îi ajut cu know-how, uh -huh. pentru că eu nu-ți mai am posibilitatea multă vreme. Surprinzător, din punct de vedere organizatoric, absolut fantastic. Doar că, să zic. Doar că n am avut Doar că n-am avut monitor, <laughs> da. Tavi. Tavi, știi, mi-a zis. Ți-a zis, mi zis, nu? -a zis, da. Mamă, da, a fost... Da, uh... ce face? se mai Dar locația foarte faină. -am e ținut, mișto la da, acolo, Foarte, frumos. foarte fain totul. Uh, și în momentul în care s-a anunțat cursul ăsta pe care l-am ținut eu în mod gratuit, m-am dus cu Ariciu, frumos, ne-am văzut frumos de gală, ne-am spălat mașinuța înainte să ajungem acolo. Imagine, să și noi, imagine. imagine, îți dai seama? Contează mult. Uh, au început să intre în sală Câte doi, câte trei, câte 5 Și la un moment dat cred că s-au strâns vreo 100 de oameni Și ai rămas impresionat uh, Am rămas impresionat da, Adică sincer, sincer, ce sincer, sincer, sincer Nu mă așteptam să intre da. atât de mulți Băi, dar în continuare sunt dezamăgit de o treabă Și bine, asta nu mă face să mă opresc Din, din ceea ce da. fac eu acum Și nu -o, uh, o să mai fac eforturi De acum încolo din cauza asta Dar uh, e un pattern așa Cei care erau cu mașini foarte puternice erau cu Lamborghini, cu Porsche, cu Audi, tron, bla, 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 și așa da. mai departe, cu M4, cu. Băi, da. n-au intrat. Pentru că pe câțiva îi știa Riciu foarte bine și mi-a zis, ăla n-a fost, ăla n-a fost, ăla n-a fost, ăla n-a mm -hmm. fost. Mm -hmm. Care o fi modul lor de a gândi? De ce? Crezi că e rușinos pe ei să participe? Eu am anunțat că țin un curs de condus defensiv. Dar mai știi cum e? În cadrul cursului de condus defensiv vorbești și despre lucruri pe care poți să le pui în practică. Când mergi tare cu mașina, da. de exemplu, nu? Da. Cum e poziția corectă la volan, unde te uiți, cum să frânezi de urgență, cum circulă mâinile pe volan, unde le ții și așa mai departe. Crezi că, nu știu, le scad gradele dacă intră și ei la un curs de genul ăsta? Sau care crezi tu că e motivul? Eu cred că... Um... Repet, și printre ei poate să fie oameni care nu și doresc să meargă tare cu mașina. Da, adică... ei merg tare cu mașina pentru că văd filmulețe puse pe internet merg, cu da? ei da. filmându-se cu 200 la oră prin oraș, noaptea, drifturi prin sensul giratoriu când sunt și alții în sens uh -huh. și tot felul de astfel de, de... Da. Consider că n-ai ce să investi tu. Adică poate oamenii au mai fost la cursuri de defensiv. Abar n-am. Poate și-au făcut oamenii, nu, nu putem să știm. Și zic, a, mai mai fost mă la asta, iar îmi zice ăla că nu, trebuie să fac așa, da. stau să-mi pierd vremea, am venit la show aici. Uh, nu știu, fac parte într-o categorie de oameni. Tu ai fost care... bun acum și drăguț, da, că da. realitatea știi care e. <laughs> Hai, două <-o> <laughs> real. N-am ce să o dau. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii care fac parte din categoria asta care își cumpără Lamborghini. Adică, nu știu cum să zic, știi? E, repet, exact cum am zis mai devreme, când eram mic, îmi doream și eu un Lamborghini. Mi se părea mașina supremă. Supremă. Acum, că m-am făcut mare și m-am urcat într-una și am și condus, nu mai vreau Lamborghini. Știi din câte manevre am întors un Lamborghini el pe la mine pe stradă acolo? Sunt 75. Păi dacă nu e scos sistemele să-i dai un pic de la Și sisteme, mă, să înțelegi. <laughs> deci, prefer, repet, un Porsche, care e mult mai practic pentru mine, face și treabă, fuge la fel de tare, la 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 lulu. Lul. Deci oamenii care își cumpără Lamborghini mă duc cu gândul la faptul că nu sunt niște oameni pasionați de motorsport sau de performanțe. Pentru că dacă ar fi pasionați de performanțe și motorsport, nu și-ar cumpăra Lamborghini. Că ia foc Lamborghini, vorba aia. Așa mai fac ele, mai au foc. Și atunci uh, nu cred că își doresc chestia asta. Ei nu vin cu Lamborghini-urile la circuit când se face un track day, că pe vremuri era discuția Ce vreți, domnule, ne dăm pe stradă, că nu, nu avem circuit. Avem păi da, dar acum sunt circuite. Acum e circuitul eu și oamenii am, nu vin. Da, eu am multe zile închiriate la circuit. Da, Bă, nu așa mă sună este. unul să-mi zică, poți să-i da, și eu să mă dau da, 20 de minute? Da. Nimeni. Nu. Nimeni. Uh, asta spun, știi? Deci, nu fac parte din categoria aia, și probabil că de aia n-au intrat. Și, în general, ăștia sunt oamenii care ai văzut, care produc Adică, eu sunt fel convins că sunt oameni care au, să zicem, și Lamborghini, și Porsche, și GTR, și așa mai departe, care au mers la cursuri, care merg tare prin oraș, care au cursurile, știu, care merg și la circuit, care sunt oameni care își țin mașinile în Germania și se duc să dau mai pe din ring. Asta știu și cunosc și eu Deci câțiva. Sunt, sunt și de aia, sunt și de aia. Nu avem cum să-i luăm pe dar, toți. Dar eu am o vorbă. Așa, e o, e o chestie da. de bază arată cum stai la volan Ca să-mi dau seama cum pozitia, conduci da. Eu îi văd, îi văd prin oraș da, înțeles. Da. Mai mult decât atât Unul care a fost la un curs de condus Nu contează că e defensiv, că e sportiv A făcut un curs de condus la un da. moment dat în viața lui Și înțelege da. niște Eu, lucruri din punct da. de vedere fizic da. Nu merge bă tare prin oraș da. cu mașina da. Nu merge tare aș... prin oraș cu mașina Și asta este din punctul meu de vedere Cea mai mare problemă Că mulți... Acum. Nu o să mă duc niciodată într-o zonă extrem de exagerată în care să zic, domne dacă nu mergi cu 50 în localitate, tu nu ești un șofer bun. Mm, cu toții exagerăm. De Doar că azi. eu cred că secretul e în um, alegerea potrivită a locurilor în care poți să te bucuri un pic de mașină. Că, hai să fim serioși și pe autostradă. Da, mă da. Păi da nu e și cu a doua a treia. Nu un... o să mă duc niciodată în zona. Nu, nu respect vitez, dar nu ești un șofer bun. Cu toții exagerăm. Și poate să vină orice pilot din lumea asta sau orice coleg din breasla asta, care, mai știu eu câțiva care da. spun că nu, domnule. E niciodată. Nu, da. Și am văzut eu cu ochii da. mei că nu respectă. În da. fine, nu intrăm în zona asta. Da, vorba. Aia. Dar problema e că oamenii aleg greșit locul unde să meargă tare cu mașina. Din păcate, da. Să vezi la motociclete ce e. Jale. Uh, motociclete e mai rău. Eu m-am uh. lăsat de mers cu motorul pe stradă, <laughs> din simplu motiv că mi-am dat seama că n-ai cum. Adică e vorba de un mindset. Nu știu, aici trebuie să lucrez foarte mult pe partea asta psihologică. cu motocicleta nu cred că există, sau din 100 de oameni, 99 nu respectă regulile. N-ai cum, este imposibil să mergi cu un R1 cu 100 în afară. Nu se poate. Și Adică, n-ai cum. Este imposibil. Mai sunt oameni de ăștia care pot, dar nu cu la 100. Nu cu erunul, că ce faci? Eu, dacă eram în locul tău, făceam următoare chestii. Ziceam așa, ai o mașină de peste 550 de cai? Vino la cursul meu gratis. Și la sfârșit, dacă, dacă consider că ai învățat ceva, ai învățat ceva ce nu știi, îmi dai bani dacă nu e de la mine. Mă. Păi, asta vreau să asta fac. Cu cursul faceam. de condus defensiv. Că sunt mulți da, care zic că. Ce să fac eu la 67 de și chiar vreau să fac asta? Băi, fiate, vin la curs. Vin la curs. Da. Uh, nu îmi dai niciun ban cu condiția să faci cel puțin câte două treceri pe fiecare exercițiu la început, perfect. Mm. Că înseamnă că știi, că poți și că nu te ajută cu nimic. n are nicio șansă. Și asta voiam să te întreb. ai fost și la cursul nostru, da? n nicio șansă. cu ce ai rămas după el? Ți-a schimbat cât de cât? Acolo, bă, 1%, 2%, 5%. Modul de a gândi, poate reflexele, ți-ai schimbat cumva perspectiva asupra vitezei, asupra frânărilor, Zim Bă, un pic cu siguranță mi-am dat seama că nu sunt așa bun pe cât cred eu. înțelegi? Adică mm -hmm. asta, unul okay, la unul, e, e important știi? asta. De ții controlul 100%? Uh, în, via în viața de zi cu zi, din ce ai văzut tu când vrei să faci o evitare și nu ți iese din prima, consider că de nu, șoferi, 100%. Nu, niciodată. nu ai cum. Adică, și astea, cum să spun eu, condusul, condusul, e o chestie care vine și din talent, dar vine și din exercițiu. Exact ce spun curași. Adică sunt oameni care devin rapizi pe pistă doar pentru că exersează. Exersează, exact. muncesc, exersează, muncesc. Adică chestia asta de condus se învață, nu e neapărat doar talent. Și se antrenează. Și se antrenează. Adică nu e doar talent și zici, bă, eu nu sunt talentat, bă, ce să mă mai duc eu la cursuri, că eu cum sunt bătă. Nu. Poți să fii o bătă care pricepe mai ușor decât alții partea de teorie sau partea de partea mecanică a lucrurilor și atunci poate tu vei fi mai rapid decât unul mega talentat, să zicem, care cu talentul lui nu face nimic, nu învață, nu citește, nu ascultă de alții mai buni care la rândul lor au învățat și au făcut și au dres. Știi? Că ți-am zis, știu povești de la Raliu cu mișcatul anvelopei pe jantă și uh -huh. a venit băiatul ăla din Franța și le-a zis, mă, eu simt că aici când pun frână îmi pleacă cauciucul, trece <laughs> Bă, mă, a venit ăsta. Bip, bip. Da. A venit ăsta să ne zică nouă, să nu știu ce, boșorogul ăsta. Da? Tragem un cret. A, 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 Ia vezi, mă, cum e. Are dreptate să moară, Înțelegi? Da. Adică, na. mai sunt și oameni de genul ăsta, dar treaba cu condusul, așa cum o știi foarte bine că am discutat, toată lumea își dorește să obțină permisul de conducere. Nu să învețe să conducă, pentru că nu e pentru ei viața lor, dacă ei mor la volan, mai au 3-4 fise și copiii lor dacă mor. Deci, băi, eu îți repet, băi, dacă aș face accident și ăla din mașină ar păți ceva din vina mea, aș intra în Mamă, pământ de rușine. Mi-a ridicat-o la fileu Înțelegi? acum, pentru că aș tine... intra în pământ da. de rușine. Mi-a ridicat-o grav, grav la fileu. Limba... Vine următoarea da. întrebare da, și va fi și ultima. Da, așa am, repede? Am, da, am zis dacă... Forță. Păi nu, cam Vă -s că am... avem. bine. Uh... Dacă mai ai tu ceva de spus, spune-mi acum, dacă nu-ți pun ultima întrebare, o să te deranjeze tot. Da, pe genul... nimic. Nu m-a deranjat nimic până acum, să știu. ok? Uh, plimbam fetele cu motoretă, pe vremea când aveam motoretă, uh -huh. știi? Și eram și single, să ne calmăm țâțele. Uh, <laughs> și îmi scriau fetele, hei, bună, mă plimb și pe mine. Da. Bine, când ne vedem? Azi, la trei. Bine, unde? La magheru. Bine. Și mă duceam. Bună, bună. Haide, hai. Mă o cască, eu, că băiat casca, urcam pe motor, ține-te de mine. Ține, ținea, tăc, tăc. Zic, auzi, dar dacă ți prost. Cum? dacă ești prost. Că trebuia să țip căștile. dacă ești prost. dacă ți prost cu motoreta, cad. Sunt prost, nu știu să merg. Ce facem? A, nu ești, domnule. Bă, fata mea, zic, nici nu mă cunoști. Te-ai cu mine pe motor, ești nebună la cap, n-ai niciun fel de echipament, ai o cască cu trei numere mai mari. Dacă se întâmplă ceva, zboară și ai din cap. Tu te urci cu mine. Un o da, tu te urci pe motocicletă, ești nebună la cap. Dar prost. Hai de domne, nu mai fi așa. Hai să ne plimbăm. Bine, sora, mai să ne plimbăm. Înțelegi? Oamenii nu conștientizează riscurile la care se supun oră de oră, zi de zi, au automatisme, le fac, merg cu mașina, nu e nicio problemă, merg pe autostradă, nicio problemă. Tu ai văzut ăștia, fac apel acum. Dom'le, mergeți, păstrați distanța pe autostradă, că uite ce se întâmplă, că era soare, că era uscat, că s-au lovit șapte mașini, au murit doi oameni cu doi copii de doi ani. Și cu... Păi suntem proști, bă, nu știm. Și nu vrem să învățăm. Înțelegi? Adică mă depășește ideea că tu, eu, sunt pasionat. Băi, eu sunt pasionat. Eu le mănânc pe pâine. Mă, eu trăiesc în serviciu de când sunt mic. E viața mea. Înțelegi? Mașina să înțeleg ce face, cum face, planetara, urc cutia, pac, ce faci, când schimbi viteza. E pasiunea mea. Am înțeles, eu m-am mai documentat, am mai făcut pentru ea, am mai pus o frână, am ținut piciorul pe frână, am luat de volan, am văzut că se duce drept, mm, nu, e bine. Ia dacă iau piciorul pe frână, ce se întâmplă? Oh, a luat o, a luat-o în stânga, bombă, zic, fii atent, vin pe frână spre tine și când mă apropii de tine, iau piciorul pe frână, ha! Înțeles? Am făcut lucruri, că am vrut eu, că m-am gândit eu, că mi-a trecut da. mie prin cap, că am fost eu pasionat. Nu toți oamenii sunt pasionați și nu e nimic rău în asta, adică nici nu trebuie să fie. Nici nu trebuie, fiecare trebuie să fie pasionat de ce îi place lui să facă. Ăla de -a la pescuit, lasă. să lingă timbre, eu să... Ce vrea el? Nu e nimic greșit în asta. Greșit e să nu o pasiune. Asta e altă discuție. Da? Uh -huh. Dar poți să conduci și poți să accesezi lucruri. Există internet. Băi, am fost la un curs de așa, o să fac podcast cu băiatul ăla. Un curs de mers pe circuit. Și m-am uitat pe YouTube, frate, și îl învăța altul pe unul într-o în boxă și ăla a zis niște lucruri acolo care eu am... Zic, eu n-am auzit asta la cursul meu. Înțelegi? Adică nu poți să spui că ai fost la un curs de defensiv și gata, ai fost la toate cursurile a, de defensivă Evident că N -are nu. are nicio legătură. Fiecare om își face cursul așa cum vrea el, îți dă ce consideră el că -ți trebuie să-ți dea în modul ăla sau mai avansat sau mai... Înțelegi? Și m-am uitat la la pâne și am zis, wow! Eu mai am de învățat, adică stai așa puțin că cu capul când trag pe viraj, cu cap, nu e chiar așa cum mai, deci mai am de învățat lucruri, știi? Asta pot să facă și oamenii niște Care nu sunt pasionați de condus. Bă, bă, merg cu copilul. Merg... Ok, tu, pe tine, nu te interesează de tine. E și urât, ai și burtă. mă place nimeni, ok. Da? Ai că ești o creștină și ai făcut un copil. Măcar pentru ăla. Că n-are nicio vină. N-are nicio vină, înțelegi? Da. N-are nicio vină că tu ești prost și nu vrei să fii mai deștept. Că, repet, nu s-a născut nimeni învățat. Nu s-a născut nimeni învățat, nici tempestini, nici Sena, nici nimeni. Au făcut cursuri, s-au la karting, am învățat ăla, băi, trage atât adevărat, după aia atât, apoi și după aia face așa, ca să simți, ca să încarci, ca să amortizi. Nu e nimic... Descoperită cineva, știi? Băi, uite, eu, Silviu Toman descoperit, mergând, eu, făcând calcule seara, că dacă calc stânga și încarc doar jumate amortizorul și după aia dau doi dinți de frână de mână, nu e același lucru pentru toată lumea. Da, există și zona asta de talent și de simțit nu mașina. Nu Da că nu. Dar știi că am da, mai povestit noi de talent. Talentul niști, până într-un punct da, contează. Dintr-un da. punct încolo, când vrei să faci perform performanță în orice domeniu, trebuie să combini cumva și cu știința și da, nu exact cum fără. ai făcut și tu. Da, nu am stat nopți la rând, zile la rând ce am citit și am studiat da. și am luat cartea de fizică de clasa așa, așa și a tot așa. Plăcut? Da, ți-a plăcut și interesat a interesat. Știi cum e? Cu cât înveți mai mult cu atât îți dai seama că știi foarte puțin da. și că e un domeniu extrem de vast și că trebuie să studiezi în permanență pentru că ce azi e uh, nou, mâine e vechi. Da. Uh, lucrurile se dezvoltă într un rit fantastic. Mergeam la școală. Ce la școală, nu? Și ziceam eu, cel puțin nu știu, tu sau restul, și nu contează. Ce îmi trebuie mie asta învățare la radical? La... Înțelegi? Că nu mi trebuie. Dacă aș fi dat bani pentru școala aia, m-aș fi, Băi! Bă, mie spune mai ce radical că n-am înțeles, bă, că eu am dat bani, bă, îi plec fără să știu, înțelegi? Dar pentru că era gratuit, aia, ce îmi trebuie mie, nu-mi trebuie. La fizică mi-a plăcut. Uite, așa cu motorul, cum mergem în patru timp, diesel, benzină, să văd eu acolo, mă citeam, a, s-a terminat asta despre mâncă, game, știe? Dacă ar fi avut 20 de pagini, 20, 20, de pagini aș fi citit, că mă interesa. Te interesa, da. Îmi plăcea. Bine, da. Mie, că eram pasionat. Repet, oamenilor nu. Adică nu o să găsești un om acum care se duce din punctul A în punctul B și se pare și o corvoadă chestia asta, să se apuce el să vadă cum funcționează motorul în patru timp și cum vine benzina și de ce motorina și de ce se aprinde și nu se aprinde. Nu, nu o să fac asta. Bă, da niște lucruri pentru tine să înțelegi ce înseamnă o anvelopă. Ce înseamnă... Oamenii iau mașinile by default așa, știi? Ce? Mașină? Ca telefonul ăsta, bă, l-a încărcat, merge, nu mai merge la runc, Boss, Mașina are, pe vremuri, pe vremuri, când te dai de permis, așa te învăță la băi, ai venit la mașină, verifici. Lumini, presiune, dale, tai, roată, jur, ai faruri, Bine, ai stopuri. Se aprinde în bord. Acum se aprinde în bord, dar eu îți fac da. pariu cu tine că mulți oameni nu știu de ce se aprind martorii în bord când pui contact. Fac pariu cu tine. Vrei să le zicem? Eu, da, poți să le zici. Dacă vrei sau poți să-i întrebi, poți să... Ai zis Ei, că anunți. Ai zis iar. că anunți. Vezi, uite cum e. Stai că anunțăm asta. la final asta atunci. La final. Băi, stați și până la uite, Ne putem, că... ne putem lega de asta. Da, stați, stați până la sfârșit că e cu cașcaval. E cu, cu e cu bani mulți. E cu bani mulți, azi. Da. Păi dar noi doi avem bani mulți. Da. Te de deranjează să, să stăm într-o parte. Păi nu vezi că deja da. am... Și de asta zic, adică aș vrea ca oamenii să se gândească și... Poate că viața nu te lasă. Poate că viața, n-ai timp, ai văzut, trăim în epoca vitezei, Nu avem timp, dă-i, de la muncă, cum mai facem bani, copilul, scoate-l, ia -l. Poate că nu mai ai timp pentru tine să hmm. te gândești. Da, Bă, doar ce că... pot să fac eu pentru mine să fiu mai bun? Stau pe TikTok, ce? Taca, 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 adică la mine, la mine tiktok cu frate, eu n-ascult manele. Dacă vreau să pun un TikTok, prima sugestie e manea. De unde mă știe, nu și știu, mă închicește. <laughs> păi na. Da, da. dacă da, așa la dor pe deci, ăsta mic... Da, eu, 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 eu înțeleg că e un mod de relaxare, știi? că mai dai acolo niște chestii. Păi da, eu, eu, eu așa prost cum sunt eu, așa, păi eu am o satisfacție când învăț lucruri noi, să știi. Am așa, simt că a trecut ziua productivă, am făcut ceva da, bun da. Am învățat eu ceva. Păi nu știam mai. Și vezi că eu zic că contra. Vezi că eu m-am contrazis pe multe lucruri care nu aveam dreptate. În care nu aveam dreptate. Pe înțeleg? care? Pe care? care nu aveam Pe care nu aveam pe dreptate. Care nu avea, pe adică pe multe. Și după aia am zis, da frate, N-am ce să mai zic, jos pantalonii, așa am învățat un lucru nou. Nu știam, eu credeam că e total invers. Da, eu am apreciat asta la tine, că și cu mine ai avut niște situații de genul ăsta. Mai mult ca sigur. Da. da. Da, adică uh -huh. eu eram convins că e așa. Vine un, Bă, nu e așa și mi se pare și logic. Da, frate, mi așa e. Nu. Da, până atunci ne contrazicem la cuțite, dacă vrei. Nu-i da. panică. Adică merg până în pânzele albe pentru convingerea mea, care nu știu de unde vine. Nu? Așa e. Ultima întrebare. Te rog. De ții bine? Da, răspund? Eu banii? A, nu știu, sper. Da. Um, o dau un pic pe romantism da, înainte. Eu empatizăm mă, așa dă, și vreau să spun că tot. eu țin super mult la tine, chiar dacă ne-am cunoscut de puțin timp, dar nu știu, cred că avem, avem o chimie. Avem chimie, mă. În alte de asta vieți și o, am fost împreună. O, de asta o să și, <laughs> De asta o să și facem chestii da, ne împreună. Sunt fel convins. Pentru că mai avem noi abia am început niște proiecte. Facem, da. Dar nu le spunem acum oamenilor despre ce e vorba. Nu, facem așa, cât putem să, exact. ajucăm, să fie bine. Exact. Uh, și vreau să te întreb un lucru. Te rog. tu deocamdată nu ești un model: pentru cei din jurul tău în ceea ce nu. privește partea asta de condus și cred nu. că recunoști treaba da, asta. Nu da, sunt, da ești nici nu, ești acel doresc. rebel nebun. Nici rebel acel nu doresc ador, să fiu. Acel da, veșnic adolescent da, nu cu vreau, suflet da. de copil într-un da. corp de da. adult. Corp îmbătrânit, Un înțelept, da, un înțelept cu da. suflet de copil. Da. 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 Uh, nu e nu că o să vadă treaba. Se face la mic mare. Da. Și o să vadă. Știați toate live. filmulețele de pe YouTube? Deci, băi, asta. Nu, nu, <laughs> nu. Fii atent, ascult, da. ascultăm puțin puțin da. până la capăt. O să da. facă mare. M -am m -am o să pună mâna pe telefon. Da. Și o să vadă niște lucruri. Da. Și tu pentru el ești Dumnezeu. Da. N-ai cum. Eu da. văd cum sunt eu pentru fime. Da? Deci, pentru una dintre fete. Uh, și tu pentru el ești Dumnezeu. Da. Nu-ți teamă să te copieze și Doamne ferește să fie implicat într-un accident în care, nu știu, Doamne ferește să-i se întâmple ceva și tu să nu mai poți să faci nimic în momentul ăla? Cum te zici mm, care-i care gândirea da. ta pe termen mediu lung? Eu m-am gândit că pot să-i explic și că o să-mi iau foarte mult timp din viața mea să-i explic, să înțeleagă lucrurile de genul ăsta și pericolele la care se supune și dacă el își asumă, du-te, tati, ești liber. Adică pe mine ai mei nu au putut să mă țină niciodată. Nu au putut să mă țină. Cu toate că și tata și mama mi-au vrut binele întotdeauna. Nu mi-au vrut niciodată rău sau hai tăticule, dă-ți demisia de la por și e fiul liber că e, o să fie bine așa. Nu, îți dai seama, mi-au vrut întotdeauna binele, dar prin felul meu de a fi, adică, repet, eu la 16 ani, 16 ani, mă duceam cu mașinile pe stăluțe, pe aici la spălat în spatele blocului, știi? Cu mașina lui tata, cu mașina lui mama, cu mașina, știi? Ei știau. Da. Uh, asta pentru că nu... Nu știu cum să... Bă, eu m-am dus la tata și la 14 ani și am zis, eu știu să conduc. <laughs> cum? Știu eu păi să conduc. -și eu cu mașina ta da, pe aici, Nu, nu, nu. Știu eu să conduc. Păi cum te știi tu să conduci știu, știu, conduc. știu eu că mă uit la tine, cum faci tu și știu. Da? Cum? Ia. Pe păi zic, fii atent. Bag, ia în contact, calc în Pun contactul, dau la automat. Verific dacă e, bag în antea. Anteia, aici, pac. Ține ambreiajul călcat, dau drumul la ușor. Ușor, bă, dau ușor, dau drumul, înțelegi? Și în momentul în care simt că tremură, accelerez ușor. Pac, accelerez ușor, tremură mașina, tac, 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 iau piciorul după ambreiaj și merg așa. Ușor. Și pe aia când vreau, pac, calc ambreiajul și dau a doua. Tata mă punea la volan de mic. În brațe, schimbam dubele, dubele auzi? schimbam vitezele la dubă, că avea o dubă, de-aia Și mă cu el după marfă și eu schimbam cu stânga treptele, el nu mai schimba. Dar nici nu-mi zicea. Înțelegi? Adică el mergea cu mașina și eu schimbam 4-2, se am la cu scoteam din viteză, vedeam, pac, pleca cu a doua, că era pe greu, pac, 2-3, 4-5, pac, 3, ia, ce face, curbă, 2-3, adică era treaba mea, știi? Și uh, am făcut haos, adică pe mine m-au păcălit eu la 16 ani, am vrut scuter. Și am zis, vreau scuter, vreau scuter, neapărat, nu știu ce, și mi-a zis, da, da, ți-l furăște. Cum pot să mi-l fure? Eu care mergeam cu bicicletă, montă bike, pe vremea cu lans, da, la gât, cum mai eu, mă ceam până colo, nu aveam trebuie, eram... Trăiam așa în lumea mea, știi? Nici n-am pățit, nici n-am avut ghinion să fure bicicleta, da? Îți fură scuterul. Cum? Păi spune sârmă de aia și te dă jos și... Dar ți-au -ți mașină la 18 ani dacă ești și nu-ți mai au scuterul la 16. Bombă, zic. Mai... Băi, nu zilele, mă, până la 18 ani. Eu am trăit să mi iau permis. Înțelegi? Eu, eu, eu când eram mic și mergeam la școală, mergeam așa la școală, o stradă, adică. <laughs> și. de asta spun. Dacă Fimiu nu înțelege din lucrurile astea că era tinerețea și făceam și tregeam și nu conștientizam. A, nu o să trize. le mai faci în momentul în care el o să fie. Ce? Live la volan? Da. Dar nu e nimic greșit în asta. Să faci live la volan? Da. De ce nu e greșit? Păi, de ce? E vreo lege care mi-interzice treaba asta? A, bine, bine. Lasă. Hai să nu intrăm <laughs> în zona asta. Okay. Numă, deci, fii atent, da. tu, tu îmi spui mie, așa. Da. Că o să explici lui la 18 ani da. ce gândești da. tu acum la 50 cât ai? Da. Mulțumesc, mulțumesc. Da, da, o să explic, da. Adică o să explic da, că e un teribilism al și că dacă își dorește să conducă, să meargă cu mine la karting să conducă. Tata nu făcea uh -huh. chestia asta cu mine. Uh, își dorește să meargă, ai, simți nevoia să mergem cu mașina acum? Hai la autocross arena, îți dau un golf de la, îl închiriem, plătim 10 minute, ți-ai descărcat nervii și adrenalina. Adică o să fiu lângă el, sper să pot să fiu lângă el și să-i să vin, știi, la centrare Are nevoie de așa? Hai să facem Ai, Vrei să mergi cu motoretă? Hai de că-ți dă tati Las la că ea e pe mâna mea și povestesc da. Ce făcea ta sunt tinerețe da. 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 Și că... că nu e bine, adică lucruri care Na, Eu am avut noroc să zicem Că am ajuns până păi aici Păi de fapt despre asta e vorba Na. Că eu și... sunt convins că atât eu cât și tu Cât și mulți oameni din jurul nostru Au ajuns la vârsta asta Pentru că eu nu mai fac 95% dintre tâmpeniile da. pe care le face mai nimeni, cifre, îți dai și chestii seama, cum da. să spun? Nu, mamă, nu știu că mergeam cu 200 prin oraș. Dar chestii mm. care mă puneau în pericol, și mai mult da. decât atât. Noi nu mai vorbim de aceleași mașini, de aceleași viteze, da, de da, aceleași da, trafic, da, 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 da. de aceiași oameni care ai văzut da, da, Ăla la, da, da, anunță pe da, da. Facebook că vrea să se sinucidă, intră pe contrasens, în mașină, omoară 5 ani Adică vorbim de o, o, o societate diferită din punctul Sucă ăsta de vedere. -a și atunci și pericolele pentru copiii noștri sunt mai mari. Da. Și de asta să trebuie să facem împreună ceva da? ca să lăsăm lumea lume mai sigură, dacă pot să spun așa. da, Eu observ, eu observ că puștimea nu mai vine așa, nu mai e așa înclinată către mașini cât eram noi. Nu mai e așa înclinată către mașini, nu mai e înclinată către permis, nu, nu mai e chiar așa. Adică noi eram mai disperați să avem mașină, să mergem să scoatem fetele în oraș, să avem mașina noastră, să ăștia nu mai au treaba asta ăștia mi au un Uber, dar de ce îmi trebuie mie responsabilitate, dar au alte lucruri. Eu văd de mici și mă bazez pe faptul că o să înțeleagă și dacă eu sunt acolo să-i dau, să experimenteze, să vadă cum e, eu nici n-aveam. Adică pe mine, la mine nu exista hai că te duc la karting, că nu aveam karting. Da. Uh, hai că te duc să... Nu aveam unde, nu aveam... Adică, uite, îl iau cu lupo la motor park. e frate, e 100 de euro sau nu știu cât era. Adică nu mi se pare o avere. Pentru orice familie de oameni, nu? Adică, da, da, da. tăticul îți place, te uiți la curse, te uiți da. la Formula 1, te uiți la MotoGP, la televizor, te văd, nu? Adică, ai putea să ai alte pasiuni, ai mm. putea să te uiți la muzică, ai putea să cânți la chitară, ai putea să mergi la not. Ai, nu știu, tu te uiți la mașini, îți place, nu? Uite-mă de ziua ta, mergeți și să... Știi? Adică, da. să-i vin în deschiderea... Ok, nu-ți permis financiar să-l ții la curse, nu? Că trebuie să-ți permiți financiar, să ții la curs. Domeniu okay, de poate să înțeleagă, că și eu înțelegeam. Că și mie când zicea tata bă, toticule, că noi nu avem bani să luăm nu știu ce, înțelegeam, nu eram mă puneam cu, pe plâns și gata mă, știi? Cu toate că eu am avut, că n-am dus lipsă de lucruri în copilărie, știi? Și atunci, de asta spun, sper, sper să înțeleagă că astea erau vremurile și că dacă eu am avut succes, dacă am ajuns la vârsta asta, nu înseamnă că e o regulă și toată lumea poate să ajungă la vârsta asta. Adică știi poza aia după geam cu... Știi? Ți-am trimis -o. Da, mă, cu alte nu e cuvinte... O lege sau cu alte o cuvinte, urmăriți-l în continuare pe Daniel. Dar nu faceți <laughs> nu fa da, 100%, spun... la 100 ce face Daniel. Da, eu le spun oamenilor că nu. Eu sunt foarte bun pe teorie, vorbeam cu bratul și mă întreba de suspensie, că și-a luat jante, a luat-o și -a la razna cu mașina și zic, ce faci, mă, vrei să pui reglabilă să strigi mașina? Păi, băi, stai puți! Sunt două lucruri. Eu aș fi pus reglabil în secunda 1. Dar eu nu-ți spun ce aș face eu. Eu ți spun ce e corect să faci. Asta e diferența. Deci, tu când mă întrebi, eu te sfătuiesc ce este corect să faci, nu ce aș face eu. Dar dacă vrei să, să știi ce aș face, eu întreabă, mă, tu ce ai face? Eu mi-aș pune reglabil, frate meu. Da, asta nu înseamnă că e bine de făcut. Că, na, vrei să ai confort, vrei să ai lucruri la mașină și atunci nu e bine. Dar de asta spun. Nu, dacă oamenii au eu le pot oferi consultanță pentru doar 200 de lei pe oră, <laughs> în orice vor ei, în achiziție de mașini, în, nu știu, ce vor ei, poate să mă sune stând de vorbă, efectiv. Seara, așa că așa nu prea tu ce faci. Stabilim, 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 nu e așa simplu și, da, poți să, pot să mă încerce oamenii să vadă ce sfaturi le dau, dacă îți bune sau rele. <coughs> Bine, hai Dar să ne închidem. Legătură. Închide zi de bani. Uh, 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 Sau Vrei să faci într-o separat? să no. Tragem separat. Nu. Vrei să tragem separat? Nu. Hai să ne gândim Am așa. Deci uh, eu împreună cu tine, da. vreau să facem un lucru pentru atât pentru comunitatea mea cât și pentru comunitatea ta. Da. Mai ales că vreau să sărbătorim da cumva share. începutul acestui da podcast. Da. Nu, spunem, Serie nu stabilim, de podcast da, da. Nu stabilim sută la asta cum, cum se va întâmpla? Da. O să anunțăm pe paginile okay. noastre de Instagram. Da. Eu vreau să dau cadou alături de tine, dacă ești și tu de acord. Da, a, sunt tot pachetul vreau. nostru de cursuri. Asta înseamnă curs de condus defensiv modul 1, curs de condus defensiv modulul 2, modulul 3, și curs de curs de condus sportiv modul 1, care însumează undeva la 11.000 de lei. 110 milioane. 110 milioane de lei vechi, de lei vechi. Da? Unui om da, pasionat, care, mă rog, o să, o să fie nevoie să respecte niște, niște condiții și care trebuie să ne urmărească, să ne dea subscribe și așa mai departe și în felul ăsta să transmitem mesajele astea pe care le vrem să le transmitem mai departe prin intermediul a da. cât mai Băi, oamenii da, trebuie să conștientizeze că nu e nimic fan să ajungi la spital, să suferi, eu m-am operat la mm -hmm. picior, știu cum e mm -hmm. Nu e, deci fapt. ești de acord să facem asta? Da, bine, bine da, atunci bine, vorbim bine. cu Dobrescu să ne facă el niște nebuni cu niște grafici, cu niște, păi mai dai nu? bani, vezi că stați mai... bani Aoleu, pentru. O, stai așa, așa, așa că da. dar feten <laughs> că am trecut de 1000, suntem la mie jumate de euro acum. Da, e, nu e problemă. Uh, bun, băi, mersi mult de tot că ai venit Bă, bucur... și că m-ai făcut un pic să înțeleg care e treaba cu băieții cu mașini, da. cu liniuțe, cum a început totul. Uh... Hey, N-am avut timp. Mai avem. A fi e avut mult mai mult timp, da. dar ai văzut că două ore deja de podcast e prea mult, bucur, cred că suntem la o oră da. jumate acum, nu? Eu mă bucur că ai început seria de podcast. Da. Chiar o să mă uit. Păi mai mai, mai motivat tot, să la văd. un moment dat. Da, mi văd se văd pare că, Da, mi se pare că putem să facem lucruri faine în continuare împreună. O să sperăm, să sperăm. Și da, urmează shorturile tale. Facem. Trei să avem, să oamenii, domnul Marius Dobrescu. Trei sau patru. 4, 4 sunt? 4, 4, păi atunci 3, mai dați și de... voi 500. Mai Ce să fac? Și Că vorbisem pentru hai, 3 hai, pe hai, 2000. Hai, Gata! Hai. <laughs>